Citim primele trei versete din Psalmul 20. Primele două deja s-au citit. Să te asculte, Domnul, în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți și surori, în după aceasta suntem împreună în casa Domnului și permiteți-mi înainte de orice să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dubrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Amin. Ultima dată când am fost la dumneavoastră a fost în noiembrie 2022. Eu n-am prins adunarea asta. Am prins-o numai pe cealaltă și am mai prins ceva. Am mai prins când frații păstori, seriori, frații se ridicau și spuneau fraților, hai că mai este de muncă, hai mai trebuie dat bani, hai mai trebuie făcut. Nu prea le plăcea atunci la frați, și mi nu plăcea chiar chestia asta cu așa, nu-mi plăcea, dar când mă uit și -a ieșit, s-a meritat. Slăvit să fie Domnul! S-a meritat. S-a putea să mai aveți datorii, dar când vă uitați ce edificiu a și ieșit, îți prima dată aici și permiteți-mi să vă apreciez. Să vă apreciez în primul rând rugăciunile, jertfa, timpul, banii, Momentele în care ați trecut prin situații mai dificile cu orice situație și orice lucrare de genul acesta este o provocare. Este o provocare. De foarte multe ori se spune că cea mai dificilă parte este zidirea spirituală a bisericii și este adevărat. Dar și problema aceasta a unei case pentru biserică este o provocare. Și în domeniul acesta ați reușit excepțional. Dumnezeu să vă binecuvinteze Amen. și să vă răsplătească. Îmi aduc aminte când noi am inaugurat Casa de Rugăciune din Dumbrăveni, care acum e rămasă în urmă față de a voastră, am oricare așa invidie pe voi, dar invidie sfântă. Știu că am a venit un frate în mijlocul nostru și se pregătea să predice și avea ochelari ca și mine, așa, și se pus ochelarii pe nas și tot se uita, tot se uita, tot se uita. iar mai citea, iar se uita. Mă gândeam oare ce vrea să spună omul ăsta? după ce s-a ridicat la învon, au spus că de când am venit aici, mă uit să văd o greșeală la construcția asta, să văd ceva care ați greșit. N-am reușit să găsesc nici, dar sigur aveți și voi ceva. Să mângâia el în el însăși. Eu nu trebuie să vă caut greșeala. excepțional ce ați făcut pentru Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. În seara aceasta o să împărtășesc cu dumneavoastră din textul acesta, pentru că fratele Marius a deschis slujba cu Psalmul 20. Câteva urări pentru anul acesta și dacă mai rânduiește Dumnezeu viață pentru voi, pentru mine, pentru câte zile ne mai rânduiește Dumnezeu să primim aceste urări din pasajul acesta Biblie. Prima orare aici este să te asculte, Domnul. Este drept că prea frate sublinia despre necazuri care nu ne vor ocoli. Necazul acesta de foarte multe ori în Biblie apare sub Cuvântul ăsta, ziua cea rea, că vine o zi rea, nu contează cât ești de pocăit, nu contează cât ești de credincios, nu contează cât de mult ai lucrat pentru Domnul, vine o zi rea. Și în ziua cea rea trebuie să ai abilitatea să rămâi în picioare după ce vei fi biruit totul. În ziua cea rea nu cați jos. Doamne, până acum am lucrat, dar acum e chiar peste. Nu, nu. Tu trebuie să te antrenezi pentru necaz, pentru ziua respectivă. Cum spunea cartea proverbilor, dacă în ziua necazului te clatin mică, ți este puterea. Pentru că tu trebuie să te antrenezi pentru ziua aceea. Pentru că, scuzați-mă, pentru mesă de dragoste și pentru grătare suntem pregătiți non-stop. Dar pentru ziua năcazului, în ziua încercării, pentru ziua când cineva îți ia din dreptul tău, când cineva îți calcă pe orgoliu tău, în ziua respectivă trebuie să fii pregătit. Ca altfel, cum spunea fratele, dai afară ceea ce este. De foarte mult, eu, frate, mă scuz, am scăpat această, această acest, acest cuvânt de blestem, am scăpat, dar nu știu de unde a venit. Nu, era, o, era, pistoc acolo, adunat pentru ziua ce are. Și în ziua ce are, l-ai scos. Și atunci, în momentul respectiv, de foarte multe ori, tot ce ai clădit până atunci s-a putea să se de derâme. Însă, stimații mei, ca să te asculte Dumnezeu în ziua cazului, trebuie să ai o viață de rugăciune constantă. Există foarte mulți credincioși care își închipuie că această urare este pentru toți cei din Biserica Domnului. Stimați mei, Abonament la această urare au doar cei care știu să caute pe Domnul în mod constant, care știu să-i caute fața, ca în ziua necazului să fie izbăviți. Sunt oameni care n-au treabă cu biserica, cu pocăința, cu citirea Scripturii, cu lucrarea Domnului. Nu se implicați în nimic. Și atunci când vine în cazul ziua cea rea, leargă la Dumnezeu și spune Doamne, Tu ai spus, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar Tu mă vei proslăvi tu spui lucrul ăsta, acum e momentul și dacă mă scapi acum, îți promit cu un an de zile nu te mai deranjez iară. Frații mei, nu există lucrul ăsta. Cuvântul ăsta se găsește în psalmul 50 și Dumnezeu vorbește acolo în versetul 15, cheamă în ziua necazului, eu te voi izbăivi, iar tu mă vei proslăvi. Dar cui îi spune Dumnezeu asta? Îi spune celui care în versetul 14 spune așa, aduca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Ăsta e omul care are abonament la ajutor în ziua necazului, la ascultare în ziua necazului. Nu cel care a jurat că îl urmează pe Domnul toată viața și e greu să vii duminică la adunare. O jurat că stă lângă Domnul, indiferent ce să alege. Și da, dacă câștigă mai bine, el o dispără de pe hartă. Iubiții mei, când vine în cazul, contează enorm de mult dacă Domnul e lângă tine. Și un alt aspect pe care vreau să-l subliniez, stimații mei. De obicei, Dumnezeu nu ascultă rugăciuni care nu se fac. Ca să te asculte Dumnezeu în ziua necazului, trebuie să te rogi. Ori, ăsta e lucru care ne cere Biblia. Cuvântul Domnului spune în Matei, capitolul 6, cu versetul 5, în felul următor. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii? Nu spune dacă vă rugați, ci când vă rugați. Rețineți aspectul acesta. Rugăciunea nu e opțională. Rugăciunea nu e dacă ai chef, dacă ai semnal, dacă îți vine. Rugăciunea este o obligație. Ne-a chemat Dumnezeu să ne rugăm și ne spune când vă rugați, trebuie să îndepliniți niște condiții. Dar voi trebuie să vă rugați. De aceea și în Luca capitolul 18, versetul 1, spune că Domnul Iisus le-a dat o pildă ca să le arade că trebuie să se roage și să nu se lase. Dar de rugat trebuie să ne rugăm. De ce, frații mei? Pentru că încă o dată vă spun, Dumnezeu nu ascultă decât rugăciuni care se fac. Și rugăciunea e singurul mod prin care eu un fir de praf pot atinge veșnicia și pe Dumnezeu. Din lumea asta, indiferent ce am face, noi nu-L putem contacta pe Dumnezeu altfel. Noi nu putem scrie scrisori lui Dumnezeu. Noi putem trimite sms lui Dumnezeu. Nu putem să ajungem la Dumnezeu altfel decât pe rugăciune. Vă reamintesc că la un moment dat, din cerurile prea înalte, a venit la noi cel de potrivă cu Tatăl, de aceeași natură și esență cu Tatăl, Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru, vine să-i fie numele. M-aș fi așteptat ca Tatăl să fi spus, oamenii trebuie să roage, măi, trebuie să roage oamenii, dar tu, fiindcă ești Fiul meu, tu o să ai un sistem de comunicare cu mine ca să vorbim noi doi, noi suntem de aceeași natură, noi suntem coeterni împreună. O să-ți dau un sistem de emisie-recepție, ca tu când strigi de pe pământ la aparatul ăla, la sistemul ăla, eu să-ți răspund ție și noi doi să vorbim în așa fel încât ceilalți nu pot vorbi ca noi. Pentru că noi suntem deosebiți, ăștia sunt muritori, noi suntem veșnici. Ca atare îți dau sistemul ăsta. Peste tot în Biblie veți citi că Fiul lui Dumnezeu se retrăgea în locuri pustii și se... Nu i s-a dat alt mod de a se adresa Tatălui decât rugăciunea. De aceea Biblia spune că trebuie să ne rugăm, că singurul mod în care îl contactezi pe Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. E important de știut lucrul acesta. Apoi un alt aspect care trebuie subliniat la, ca să te asculte Domnul, stimații mei, este că Dumnezeu în suveranitatea Lui ne-a dat rugăciunea ca atunci când noi ne rugăm Lui să-i prezentăm problemele noastre. Una dintre legile Bibliei pe care Apostolul Iacov a scris-o a spus, nu aveți pentru că nu cereți. Nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să vă dea, ci pentru că efectiv lipsește ceva foarte simplu, n-ați cerut. Și atenție, Tatăl nostru, Tatăl nostru este Cel ce are tot pământul la dispoziție. Tatăl nostru este Domnul al cerului și al pământului are tot ce ne trebuiește nou și tot ce am ști noi să cerem, El depășește lucrurile acestea, dar așteaptă din partea noastră cererea. Ori de foarte multe ori o să observați în lumea creștină, care avem licență la rugăciune, adică ne-a dat Dumnezeu drept să intrăm la El oricând, 24 din 24. Suntem foarte buni comentatori sportivi, suntem foarte buni comentatori politici. Grăim de politică, ni se umplu venile la gât. Dacă ne i vorba de rugăciune, nu ne rugăm. Nu ne place rugăciunea. Evităm slujbele de rugăciune. Dacă s-ar putea slujbele de rugăciune să condenseze, că predicile mai le răbdăm noi, cum mai e așa. Cântările e minunat, că mai ales dacă se cântă cântări de glorie la adresa Domnului și nu ne spune nimic nou de pocăință, le mai dușim și pe astea. Dar rugăciunea nu ne place. Încercăm să evităm să facem în așa fel să nu fim acolo. În mod special există foarte multe comunități care o să vedeți că nu le place să vină la rugăciune. Pentru că rugăciunea stimației mei este o formă de smerire. Toată ziua noi dezvoltăm imaginea aceea că suntem buni. Buni șoferi, buni meseriași, bune mame, buni tați. Și dacă cineva vine la noi și spune, băi, dar bun meseriaș ești tu. Noi nu-i spunem, taci băi din gură că nu îmi spune lucrurile astea. Nu, ne dăm seama că ăsta în sfârșit e călăuzit. De ce? Când ne laudă pe noi. Dar lucrul ăsta produce în noi anumite stare, devenim mult mai, mai bazați pe noi. Ne așezăm pe tronul vieții noastre și stăm acolo și spunem, băi, ești bun, ești priceput, băi, ai ști să faci lucrul ăsta. Cum, domnule, să nu știu? Dar eu mă descurc și avem o impresie bună. Nu e rău că ai impresia asta bună. Problema este că rugăciunea înseamnă să lași tronul să te dai jos de pe tronul ăla, să-ți speli genunchiul, să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Asta e cea mai simplă formă de rugăciune. Știți de ce nu vrem să ne rugăm? Pentru că ne place să fim Dumnezei în universul nostru. Ne place să stăm pe tron. Ne place să primim laudă, dacă s-ar putea apreciere, închinare, dar noi să nu dăm mai departe. O rugăciune e simplă, Domnule, indiferent cât treabă am, indiferent ce director îs, indiferent câți bani am eu, duminica dimineața sau seara vin în casa Domnului, îmi plec genunchii și recunosc că dacă trăiesc și dacă am ceva, este datorită Lui. Asta e închinare. Ori de foarte multe ori avem o luptă. Eu le spun la mulți frați, credeți că păstorii n-au aceeași situație. Fiirea noastră pământească nu vrea să lupte, să se roage. Și trebuie să ne luptăm cu ea. Nu vrea. Parcă o târi urma ta la rugăciune. Parcă vrei să o pui la rugăciune și nu vrea să rogi. roage. Nu există stări din astea. Frate, am vrut să vin sara asta la rugăciune, m-am rugat pe holul casei ca să vin, Am a cuprins o stare de rugăciune ca de obicei și efectiv jumătate de oră m-am întârziat la biserică. Pentru că m-a cuprins o stare de rugăciune. Care o trecut prin starea asta? Se întâmplă odată când coboară Duhul Sfânt, dar restul, ca să te poți ruga mai mult, trebuie să duci luptă. Trebuie să duce o luptă. Bisericile pentecostale au un foarte mare avantaj cu rugăciunea comună. Eu circul în biserici, în tot felul de bisericii evanghelice. Când frață se roagă pe rând, rugăciunea într-adevăr e dificilă. Când cineva, Doamne, eu sunt în situația asta, ceilalți la spunea, mie îmi binecuvintează, și așa, vine altul, Doamne, îți mulțumim de... Când la biserica Pentecostală începem să ne rugăm toți, la un moment dat eu n-am demaraj, nu prea plec. Dar pleacă altul de lângă mine, se începe a ruga, mărit să fie numele tău, Doamne, mai ai păzit azi de accident. mă aduc și aminte și eu că m-a păzit Dumnezeu. Dintr-o dată spun, Doamne, și pe mine mai ai păzit. Altul în parte cealaltă spune altceva, altul spune altceva. Că mai tragi cu urechea în dreapta și în stânga. Și la un moment dat încep să spui, Doamne, dar și eu am fost bine binecuvântat. Și când se opresc ei, pornești tu. Și dintr-o dată rugăciunea continuă. Începe să-ți placă. De ce? Pentru că ești împreună cu frații. Să să fie Doamne. Lucrul acesta e foarte important, frații mei, pentru că ne ajută să cerem de la Domnul lucrurile de care avem nevoie. Și spunea cuvântul Domnului în Filipeni, în capitolul 4, în verset 6, pare mi se acolo, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți și cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Știți că e important asta? Noi spunem că venim la Dumnezeu cu probleme, de exemplu, pentru dumneavoastră mai mult de 100 de euro. Dacă am o pagubă sau o problemă de 100 de euro mai mult, vin la Dumnezeu să-i povestesc că trebuie să recupăr, să mă ajute Dumnezeu cel puțin să recupăr paguba sau așa, sau datoria, să mă ajute cumva. Dar mai puțin așa, ne descurcăm noi. Nu, Dumnezeu, vedeți, ne pune lucrul ăsta la dispoziția noastră, fiindcă ne-a dat licență rugăciune, pentru că ne așteaptă acolo să ne rugăm. Spune, vine să stați de vorbă cu mine. S-o trântit copilul ușa și o sărit chederul și clanța. Povestește mi Povestește, spune mi mie, Doamne, văd la copilul ăsta meu o anumită stare de nervozitate. Eu îl văd că se duce la școală. Eu îl văd că e bine. Când vine e altfel. Și eu nu pot pătrunde acolo. Și Dumnezeu spune, dar eu am, eu am miliarde de îngeri măi, pe care eu îi pot trimite la școală. Îi pot trimite în preajma copilului tău. Dar nu ai. Pentru că nu cer, te îngrijorezi singur, te turezi, vorbești singur prin casă, dar nu te rogi cere, spunem lucrurile acestea, prezintem lucrurile acestea. Și Dumnezeu este voie, nu contează că e două dimineața. Ai acces la El. Și în țară există anumite persoane, mai ales, de exemplu, să vă dau medici foarte buni, care discută cu pacienții, care uh, îi diagnostichează corect și după un diagnostic destul de amănunțit, dă și un tratament rapid și corect în care omul ăla efectiv se simte mai bine după prima consultație și după primul tratament. Ei, Oamenii care stau la rând la oamenii la, acolo sunt o grămadă. Așteaptă, iau bon de ordine și așteaptă la rând, fiecare la rând. Și apoi să presupunem că ești al zecelea și aștepți după tine eu mai venit vreo patru. Dar tu ești al zecelea. Și doctorul stă cu unul acolo și povestește, o treabă și ale mai povestește și el pentru că vrea să afle. Și în timp și, eu, băi, când îmi vine și mie rândul ăsta, nu mai vine cu tare. Nu dat vine un puș de 14 ani pe acolo, nici nu se că ăștia au bonuri de ordine, intră acolo și se duce și spui mâna pe clanță. Păi ăsta cu 10, el la cu 11, spune, băiatule, vezi că rândul e... Vezi că noi stăm de atâta vreme, suntem la domnul doctor și tu treci, nici n-ai bon măcar, Trece aici la rând. Și băiatul zâmbește, spune, eu mă duc la tata, doctorul e tata meu. Și intră fără problem, nu mai comentează niciunul cu bon. De ce? Pentru că el ai fiul. Stimați-mă, știți ce ne-a făcut Dumnezeu prin credința în Isus Hristos? fiii săi, slăviți să fie Domnul. Aleluia. Să intrăm la el oricând. Trump n ar decât să stea la rând. Putin n ar decât să stea la rând. Tu intri non-stop la stăpânul am Universului să-i spui despre războiul din Ucraina, să-i spui de temerea ta, să-i spui de problema ta și el te ascultă și numai că te ascultă. Spune, am și resurse să rezolv problema, am. pentru că te-ai rugat, slăvit să fie Domnul. Am. Folosește rugăciunea. Folosește rugăciunea pentru a pregăti viitorul. Stimații mei, se vorbea aici despre ziua necazului care va veni, dar sunt anumite necazuri pe care le poți evita totalmente și sunt necazuri pe care le poți pregăti ca să ieși biruitor din necazul respectiv. De aceea e important să ținem cont. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 32, în versetul 6, în felul următor. De aceea orice om e blavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, pe el nu îl vor atinge deloc. Stimații mei, în timp ce alții au inundație, sunt oameni care nu au deloc inundație, că nu l atinge deloc. De ce? Care-i diferența? Știi să noate, Știi să facă diguri? Nu. S-a rugat la vremea? Știți când e vremea potrivită? Nu când plouă. Când e soare. Când totul e bine. Când tu ești sănătos, soția ești sănătoasă, copiii zburdă în în mese îmbelșugate, ei duminică dimineața, scoate mai diminișoară, ei dimănuță și vin la adunare. Și începi să cânți cu ruj în obrej, din toată inima, că i vreme cu soare slăvit să fie Domnul. Că atunci când e boală, îi vrea să strigi, dar cu analizele reale și galben la față, nu mai merge strigarea. Nu mai merge. De obicei, când vezi pe unul că ridică mâinile în adunare, îți dai seama că e diagnosticat cu ceva. Are o mare problemă dacă e cu mâinile ridicate. În rest, stăm așa și așteptăm ploaia să vie. Frații mei, omul înțelept, evlavios, se roagă acum câtă vreme nu plouă și când alții au inundații și au probleme, pe el nu-l atinge deloc, pentru că singurul lucru care l-a făcut s-a rugat când trebuie. Doamne ajută! Amin. Folosiți momentele, când e bine, când e frumos. Când sunteți sănătoși. Vin mai... Eu, din natura mea, circul foarte mult și aud pe anumiți oameni care spun, frate, să-ți povestesc istoria vieții mele, câte, câte năcazuri, câte cancere am avut, recidivă, operații făcute și așa mai departe. Și totuși Dumnezeu m-a vindecat. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Dar înăuntrul meu stau și spun, mă rog ca niciodată să n-am experiență de genul ăsta. Eu să nu am nu-i nevoie, trece el, e suficient pentru tot adunarea, dar eu mă rog să nu trec pe nare. La... Vine, cineva și spune, frate Virgil, mă cunosc cu directorul la Institutul Oncologic din Cutare Loc, dacă vreodată ai nevoie, sper să nu cunosc niciodată pe asta. sper să nu mă întâlnesc cu el niciodată. De deci, ce? Vreau să evit și eu lucrurile alea. E adevărat că sunt necazuri și necazuri. Sunt situații, în schimb, când necazul e pregătit să vină. Și atunci eu trebuie să-l pregătesc, frații mei. Spune într-o zi Domnul Isus Hristos în felul următor. Vor veni zile când dușmanii Ierusalimului vor veni împotriva Lui. Pentru că n-au primit pe Prințul Păcii, vor trebui să primească altceva. Că dacă nu-L primești pe Hristos ca Domn, nu rămâi neutru. Nu rămâi neutru. Știți de ce va veni Anticristul? Pentru că înainte de Anticrist vine Prințul Păcii, vine Evanghelia, vine Hristos. Și într-o lume, într-o Europa, unde a venit Hristos și a schimbat, Odată ce l-ai scos pe Hristos din școli, l-ai scos din tribunale, l-ai scos din viața publică, l-ai scos de pe tot, apare altcineva că dacă nu vrei binele, nu o să rămâi cum vrei tu. O să-ți trimită pe altcineva. Și spunea Domnul, am venit eu în numele meu și nu m-ați primit. Va veni un altul și îl veți primi, cu alte cuvinte, nu că îl veți primi, va trebui să-l primiți. Că nu aveți alternativă. Ori, stimații mei, E foarte important pentru noi să știm vremurile respective. Și când a venit Domnul Isus, a spus, vor veni dușmanii, vor înconjura Ierusalimul din toate părțile. Și le spune ucenicilor săi, rugați-vă ca ziua aceea să nu fie o zi de sabat și nici o zi, o zi de iarnă. Cum adică? Dar eu în locul ucenicilor aș fi spus, Doamne, nu că mă rog să, fie sabat, să nu fie sabat, să nu fie iarnă. Eu mă rog să nu mai fie ziua aceea. Nu, ziua aceea va fi roagă-te ca în ziua aceea să puteți fugi. Adică schimbă ziua. Când într-o zi de sabat evreul avea dreptul să fugă 2 km, după care să stea pe loc, nu mai avea voie mai mult. Ate era un drum de sabat. Rămânea pe loc. Degeaba rămânei dacă ăia căsăpitori erau în spatele tău. Oricând nu era o zi de sabat, prindei viteză la maxim. Și când era o zi de iarnă, era dificil pentru familii, pentru copii, pentru toți ceilalți. Și ucenicii au priceput de atunci să se roage pentru ziua încercării, ca ei să poată ieși biruitor, lăudat să fie Domnul. Amin. s putea să trebuiască să treci prin ceva. s putea să trebuiască să treci printr-o pagubă, să treci printr-un necaz, printr-o boală. Dar roagă de pe acum, ca ziua aceea, să ți-o pregătești în așa fel încât să ieși mai mult ca biruitor. Doamne ajută! Amin. Ori asta se face numai prin rugăciune, stimații mei. Să ne ajute Domnul. Amin. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. La Al doilea urare din textul acesta biblic este să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Stimații mei, ocrotirea Domnului nu se manifestă pentru, peste oricine cu toate că toți oamenii vor ocrotirea Domnului, această ocrotire se dă preferențial în funcție de ceva anume. Psalmul 91, din care noi am avut o slujbă, din ce mi-am notat eu la dumneavoastră, este un psalm încărcat cu făgăduințe, cu făgăduințe extraordinare, de cineva care te păzește de săgeată sau de glonț, parafrazăm la timpul actual, de ciumă, de pandemie, de absolut tot, te păzește, te ocrotește. Știți de ce? Pentru că omul respectiv este păzit pentru că stă sub ocrotirea celui prea înalt. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui tot puternic. În psalmul 91, Domnului îi place să compare cu o pasăre care își puii. Ori puii sunt sub aripile sale, acolo sunt ocrotiți. Dacă pui ies de sub aripi, uliu, păsările de pradă, săgeata, ciuma, molima, îi pe el. Dar dacă stă acolo, este ocrotit. De aceea, ca să te ocrotească Domnul, trebuie să intri sub aripile Lui. Și singurul mod de a intra sub aripile Domnului, stimații mei, este prin credința în Iisus Hristos. El este ușa. Nu poți ajunge la Tatăl prin altcineva. Nu poți ajunge la Tatăl prin cultul pentecostal. Nu poți ajunge la Tatăl prin cultul baptist. Toate astea sunt organizații și sunt bune. La Tatăl se ajunge doar prin Isus Hristos. Amen. Întrebarea pe care o ridică Biblia totdeauna, îl ai pe Fiul? Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. Și semnul că o persoană acceptă ca Fiul lui Dumnezeu să fie mântuitorul și stăpânul lui pentru lumea văzută și cea nevăzută, este legământul pe care îl încheie o ființă finită și limitată ca mine și ca tine, cu Dumnezeul Cel Infinit și legământul ăla e în apa botezului. Ăsta e momentul în care tu intri sub pele celui preanal. Ca așa de copil, de pocăi, de proroc, de păstor, poți stai pe lângă ușă. Și nu uitați, o parte a lumii creștine va sta lângă ușă. Pilda celor 10 fecioare, tocmai de asta vorbește. Vorbește despre cinci care erau dincolo de ușă în odaia ospățului de nuntă și cinci nu departe, de o din lume. auzeau muzica interioară, auzeau bucuria petrecerii dinăuntru. Și distanța între ele și perzarea a fost doar grosimea unei uși. Dar erau atât de aproape. Nu ajunge să fie aproape, nu ajunge să știi distăruință, nu ajunge să știi de lucrările Domnului. Trebuie să intri pe ușă acceptându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Amin. Amin. Odată ce ai intrat acolo, vine un alt test. Care e destul de dificil. Cel ce stă sub ocrotirea celui preandat. Odată ce ne-am pocăit și am primit botezul și am intrat în biserică, ne mănâncă telpile. Să plecăm la Ne Neapărat. Să ne ocupăm. Darul căutăm. Care e mai mare dacă ne le-ar da nouă? Vorbim bine și se spune simplu, măi, stai. Oprește-te și stai. Învață să cânți cu frați. Învață să te rogi cu frați. Învață să te zâmbești la frați. Învață să plângi cu ei. Învață la o slujbă de căsătorie, că se rostește binecuvântarea, să spui și tu amin, de unii ești acolo. Învață-te acolo! Dar, da, frate, cât învăț? Eu vreau să plec. Știți că o grămadă de oameni iesă de câteodată forțat de sub arid, că Dumnezeu îi ține să învețe? Cea mai mare provocare pe care o biserică contemporane este să stea. Să stea în cu frații. Și când stai cu frații, când stai cu frații, începi să observi încep să observ greșelile lor și, interesant, ei le observă pe atale. De-aia vrem să plecăm în misiuni toți. Să nu observi ăștia nimic. Ori, stimații mei, asta împreună cu frația asta înseamnă. Când eu am preluat pastorații acum 26 de ani la Dumbrăveni, <coughs> au venit la mine un grup de frați bătrâni și mă sus, spus, frate Virgil, apreciem slujirea dumitale, dar vrem să spunem că noi suntem pe urmele tale ai grijă ce faci. Stimații mei, timpul a trecut de atunci. Unii dintre ei mai trăiesc și astăzi și în locul lor s-au ridicat alții. Când eu am vrut să o iau mai pe dreapta, m-au întrebat de ce e așa. Când eu am împrumutat bani, m-au întrebat dacă i-am dat înapoi. M-au întrebat, mă întrebau chiar și la îmbrăcăminte. De ce porți pantalonii așa de strâmți? De ce aia? Normal trebuie să spui, dar tu nu... din neamurile tale, nu, nu. Ei veneau liniștiți și mă întrebau. Au trecut 26 de ani. Oameni mult mai buni ca mine s-au dus jos. Proroci extraordinari s-au dus jos. Eu am rămas picale din cauza unor oameni care mi-au spus anumite lucruri pe care eu le-am putut să le îndrept. Apologeți. Oameni puternici s-au dus jos pentru că n-a fost nimeni. Eu totdeauna când ies la predică am grijă să mă aranjez cât de cât dar la spate nu văd -am. Cât de capabil este un om la spate, într-o omoplață, după ceafă, nu poți să vezi ce ai. Poate la un moment dat să ai o scamă, poți să ai o mizerie, poți să o ai acolo. O ai, ex ea există, chiar dacă tu nu o vezi. Dar frații tăi care sunt spatele tău, pot să vadă scama respectivă? Da. Și de obicei îți spune, frate, mă tale te porți cam mândru, cam arogant. Nu e adevărat, că eu nu văd. Nu e așa, cam toți faci așa. Nu e adevărat, domnule, eu nu văd. Da, dar e acolo scama, măi. Frață, te ajută. Așa m-au ajutat ei. Așa m-au ajutat ei, frații mei. Bineînțeles că să sunt deranjați când frații au grijă ta. Și a mie erau pensionari, îi plătea statul și treaba aveau, decât să mă urmărească pe mine. Nici nu trebuie să-i plătesc eu. Ca atare, ai în tău oameni din genul ăsta. Oameni care te întreabă duminica dimineața, frate, dar de ce n-ai fost la biserică? Ai fost bolnav? s-a întâmplat ceva? Sau ai fost la la mici, pe undeva, pe o piață, undeva. Pe unde ai fost duminica dimineața? Bă, dar tu, ce -i care -i treaba? mai frate, dacă am văzut, dacă ești bolnav, ne rugăm pentru tine, dacă n-ai mașină, mă duc eu după tine. Dar îmi contează prezența ta aici. Gândim așa, frații mei? Pentru că foarte mulți dintre, dintre cei ce stau aici, aud anumite vești. Câteodată și noi, ca slujitori, ocupându-ne de anumite lucruri, nu suntem la curent cu anumite. Vine cineva și spune, băi, cu tare om, cu vânătoarea, cu pescuitul, o lăsat nevastă, o lăsat copiii și s dus. Când discutăm cu sora, sora, dar soțul matale nu mai vine la biserică, frate, de vreo trei ani eu știu asta, el vine mai băiat acasă, mai clamp, așa, mai așa. Mai sora, dar de ce n-ai spus totuși? Dar o știut cum nații tăi care sunt aici, dar cum știu și ei? Și cum nu ne-au spus nouă lucrul ăsta? Că putem să intervenim mai din timp. Luăm o zi de post cu, tot, cu toată biserica, discuta cineva cu el, vorbeam. De ce să nu tot așa, și dumneata, și cum nață, și tot? Și acum când el i dus și are pe altcineva, veniți la noi și fășem în situația asta. Ezechiel vine și spune fiul omului, dacă ți s-a descoperit cumva că cineva are un păcat, și atenție, nu-i neapărat să visezi, să-ți spună cineva, ai văzut fata lucutare? Și dacă tu taci, el va muri din cauza păcatului său, Amin. dar sângele lui e pe mâna acelui ce a știut și n-a zis nimic. Amin. Țineți cont de asta. Pentru că văd anumite, în anumite comunități, când creștem la oaltă, când există frați care vreau să predice Evanghelia drept și diavolul vrea să lovească chiar în copiii lui. Și fratele lui vede că copilul lui, e într-un anturaj greșit, dar nu se duce să-i spună lui. Nu se duce să discute cu frață. Lasă-l văd cum mai predică el dacă copilul lui o să facă și o să facă. Și într-adevăr copilul se duce la vale și el foarte satisfăcut așa. Întrebarea se pune cu cine ai lucrat împreună? Cu Duhul Sfânt? Nu. Sângele la pe mâinile cuii. Ne mirăm că nu mai ridicăm mâinile înaintea Domnului. Ori, stimați mei, v-aș mult, aveți grijă, sunt lucruri care ajung la voi. Câteodată la mine ajunge o anumite situații dintr-o familie, de exemplu. <coughs> și spune cineva despre o fată sau un băiat că are niște atitudini necorespunzătoare. Păi cum am auzit, aștept să treacă puțin ca să nu sunt dimineața și telefonez la responsabilii din zona respectivă, că tot în zone. sunt. și spun, frate, uite, am auzit de persoana asta că în situația asta, trebuie verificat, e adevărat, nu e adevărat, așa e, nu e așa, trebuie să ne interesăm totuși. dar de când știm noi treaba asta? Păi cum? Eu acum am aflat și acum am dat telefon. Tu de atâta timp știi de copilul altuia, de fratele tău și tu nu arzi? ți chiar nu-ți De aia trebuie să stai să înveți. Să observi. <coughs> Scuzați. Suntem chemați într-o asemenea vreme să rămânem în biserică. Expune-te fraților tăi. Vin în fața lor și spune frații mei, M-am pocăit, am venit la Evanghelie. Vă rog frumos să mă ajutați. Și le-ai putea să le dai și idei chiar. De foarte multe ori dau exemplu ăsta. Multe dintre lucrurile pe care noi le facem, nu sunt în nouă. Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, în capitolul 1 acolo, că nu cu, sân, nu cu uh, pietre scumpe am fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moștenisem de la părinți. Deci părinții, pe lângă avere, dacă auți, mai dau un fel de șer de vețuire, adică niște apucături, adică un anumit lucru zău. Și dacă bunicul a fost iuti și tata a fost iuti, eu cu cine să mănânc? Imediat sar din papuși, imediat am treabă cu tine. Dacă bunicul fura și tata fura, eu... Scuzați-mă, m-am pocăit, am venit la adunare, dacă când văd că tu lași telefon de ultimul, de ultimul râc, te lași pe bancă și te cu mâinile sus, doar mă ispitești de numai numai. De ce? Pentru că mă trag de pe respectivă. Ei, hey, eu vin la tunare. m-am pocăit, frații mei, nu plec nicăieri emisiunii, eu rămân aici. Frații mei, eu nu am treabă cu furatul, n-am dar și uite, am o grămadă de idei, nici nu mă întreabă nimeni și eu am răspunsuri. Mă ajutați? Mi se expune. Te ajutăm, frate. e liniștit, așa. Te ajutăm. Altul se ridică, frate, eu n-am treabă cu iuțala. Dar mie așa îmi place să adun lucrurile de prin adunare și pe holuri, mă duc, mă cercetez buzunările, așa, mă ajutați, punem cineva lângă tine, măi, să te ajutăm. Sunt o grămadă de lucruri de genul ăsta, care de asta ne-am pocăit. Când spune Biblia acolo, mărturisiți-vă unii altora păcate, la și credeți că se referă. Că noi când săvârșim anumite păcate, le săvârșim din cauza lucrurilor pe care v-am spus eu, ce moștenim. Ori noi de obicei le ascundem. Să nu știi nimic că mă nervez. Ba chiar le spune, băi, din fața trenului poți să mai stai, dar în fața mea nu sta. Că dacă mă supiri, e problema mare. Nu mă deranjați. Ca atar eu îmi spun cuvântul, mă dau și frate slab, ca nu cumva să deranjez pe un frate slab care recnește tare. Și din punctul ăsta de vedere vreau să am plin planuri, ori intri sub aripile celui prea înalt și stai acolo, Aleluia. te înveți cu frații tăi. Și frații spun, frate Virgil, tonul puțin, că noi toți auzim bine, ne-am făcut controlul la urechi, auzim bine, nu trebuie să răcnești metale, nu trebuie să faci asta. Învață-te să vorbești ca între frați. Să știți că e foarte dificil, e foarte greu, dar ei mă fac conștient de lucrul ăsta. Nu într-o lună, nu în două, dar peste doi ani de zile, dacă vin iar la dumneavoastră, îl găsesc pe ăla, e foarte călmuț, așa. Și trebuie, dar și eu făcut frați cu tine? Ți-o dat vreun șai special? Ți-o dat vreo învățătură, o pastilă? Ceva? Nu, nu. Când am vrut să o iau mai tare, m-o calmat, au fost atenți, o pus pe cineva lângă mine. Și în felul acesta reușești să crești împreună cu frații, pentru că stai împreună cu ei. Te sfințești acolo. Mărturisirea păcatelor asta este, frații mei. Vii cu problema ta și o spui la frați. Mărturisirea păcatului nu-i starea aceea când vine Duhul Sfânt și spune trebuie să mărturisești ceva, tu te simți prins la colț și mai întrebi și într-o spus. De unde ai auzit? Și așa mai departe. Cum te-o prins? Cum te-o prins? Și de, mă uit de foarte multe ori în poporul Domnului, poporul Pentecostal, când se predic câteodată pe direct așa, frații noștri spun, numai că eu zis careva. Păi da, dacă Duhul Sfânt în adunare nu poate Duhul Sfânt aleluia. să descopere, de ce tădeauna? I-am auzit pe foarte mulți frații, unde o stat? Ăsta la Marius, nu m -a că eu spus Marius, nu că eu dacă te-ai dus la Marius să-l întrebi dacă eu spus sau nu, nu, nu mă duc. Că dacă mă duc la Marius și Marius îmi spune că nu i-am spus nimic, eu trebuie să mă pocăiesc. Ca atare, nu mă duc să întreb. Rămân, cred că eu spus Marius. Așa nu-i pocăim niciunul. Ori asta între frați, înveți lucrurile acestea. Te mărturisești. Ca să devii desăvârșit, să poți fi trimis în misiune. Că după ce te încarci aici cu putere, te sfințești, te curățești. După ce frații că scutură scamele și de pe spate și de pe față, Dumnezeu îți dă putere, frații mei, la rugăciune împreună cu frații, după care pleci de sub aripile Domnului, comandat, da frață să roagă pentru tine. Și te duci în misiune, predici și te întorci înapoi. Și te întorci cu vânătăi câteodată, și te întorci cu răni câteodată, dar frață acolo te pansează că stai de nostru. Știți câte daruri bune s-au stricat din cauza când am stat? Am întâlnit oameni care au primit daruri de vedere extraordinare, cu acurateții, cum n-am văzut la nimeni. Am văzut oameni cu dar de descoperire extraordinară. Din prima, sunt daruri care evoluează sub principiul cine este credincios peste lucrurile mici și se încredințează mai mult. Și lui se dă la început mai puțin când nu înțelegi nici el ce spune, dar și ceilalți. Dar pe măsură ce rămâne credincios, Dumnezeu îmbogățește Ei, am întâlnit oameni care din prima au primit ceva extraordinar și toată lumea și-a dat seama. După care, eu l-am spus, vreau să plec. Și frață păstorii sunt frate, rămâi aici și biserica. Nu, dar ce mi-ați dat voi darul? Eu nu mă spun la nimeni, Dumne. Mie mi-a dat Dumnezeu, voi vedeți ce daruri am eu. De -o, eu, plec în misiune. Dumnezeu m-a chemat, eu am plecat, m-am dus. Bine, s-a dus. S-a dus fără aprobarea, fraților. Unde te duci să sunt oameni duomnicești, sunt oameni firești. Dacă predici duomnicești, se supără firești. Dacă predici firești, se enervează duomnicești. Adică duomnicești nu prea se enervează, dar se supără și cumva. De ce ai fost firești? Și din punctul ăsta de vedere, oricum e. Dacă în spatele tău e o biserică, te întorci înapoi, bă, ăsta e al nostru, e lucrător, lucrează împreună cu noi, Dumnezeu îl folosește, n-are cine să se spui. Dar dacă ai plecat fără aprobarea fraților, Știți că multe din darurile astea nu mai sunt folosite? Știți că ne au lovit și la momentul actual sunt pe nicăieri? le au pierdut? Și nu din cauza slujitorilor, care i-au îndemnat, frații, rămâneți aici. Hai să lucrăm împreună. Nu, no, nu, no, nu, no, eu plec. Rămâi, stai în preajma fraților. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ca să te ocrotească, Domnul, frații mei, trebuie să intri sub ocrotire, trebuie să stai și apoi când pleci, pleacă cu mandat. Doamne ajută! Orice ieșire de-a mea în afară, Dumnezeu mi-a descoperit, multă vreme în urmă, chemarea mea pe care o am pe lângă cea de păstori și orice ieșire a mea este uh, prezentată celorlalți colegi păstori pe care îi avem în biserică, în vreo cinci păstori și prezbiteri, cunosc oriunde plec eu. Toți ceilalți, când pleacă undeva, prezintă unde se duc. Toți prezintă. Pentru că, încă o dată, îi plec, pleacă într-un câmp minat și au nevoie de sprijin, au nevoie de rugăciune, au nevoie, când se întorc înapoi cu răni, să se încarce de putere, vină în mijlocul nostru. Și avem nevoie să stăm împreună. Doamne ajută! Amen. Eu nu sunt mai bun ca ăla care cântă, ăla care cântă nu-i mai bun ca prorocul, prorocul nu-i mai bun ca văzătorul sau cu omul de ordine, toți facem o slujbă la nivelul nostru, dar ne avem unii pe alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze! De aceea foarte mulți nu sunt ocrotiți. Pentru că, iubiții mei, odată ce intră, iesă repede și pleacă. Nu rămân între limite. Și un Samson cu putere este distrus, o Dina frumoasă și cu viitor în față este distrusă. De ce? Pentru că n-au rămas sub o crotire. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin. Și ultimul lucru pe care îl găsim în pasajul ăsta biblic este să-și aducă aminte Dumnezeu de tine și de darurile tale. Primul este Dumnezeu să te asculte în ziua necazului, al doilea să te ocrotească numele Domnului și să-și aducă aminte de tine. Îmi place expresia aceasta biblică pentru că tocmai asta face Domnul. Nu pentru că Dumnezeu avea pierdere de memorie, dar lui îi place ca noi să lucrăm mai mult, să așezăm lucrurile ca El să aibă pentru ce să ne răsplătească. Foarte mulți să-și închipui seara asta s a făcut colecta. Și dacă noi venim să-L spunem la frați-fraților, dacă dăruiți Domnului 10 euro la colectă, Dumnezeu în foarte scurt timp vă va da de 10 ori mai mult. Să presupunem că cineva a pus 10 euro la colectă. Nu durează mult, încheie cheii slujba își vine cineva și îi spune, frate, mă pus Domnul pe inimă să-ți dau ceva, îi dă un plic, nici nu știi cât Când duci acasă, 100 euro. El îi pare rău, ar vine înapoi la biserică de ei și de 100 așa e, dacă așa merge treaba. De ce? Pentru că el a câștigat de, 10 ori mai mult imediat. Frații mei, Dumnezeu nu lucrează așa. Câteodată lucrează pentru încurajarea noastră. Dar Dumnezeu vrea să rămânem consecvenți, să adunăm lucrurile acolo, ca El să aibă de ce să-și aducă. Știți că de foarte multe ori când ne pornim să facem o bine, avem toată inima să facem bine respectiv, dar pe măsură ce ne uităm în dreapta, am zis că, asta nu pot să ajute și ei, dar ceilalți nu pot să ajute și ei, dar ceilalți nu pot să facă și ei și tot noi scădem, așa scădem, scădem și la un moment dat vine Domnul și spune, vreau să-ți răsplătesc. Băi, bă, ce rău îmi pare că n-am dat până la capăt cum am promis. De ce? Pentru că răsplătirea e în funcție de ce ai făcut înainte. De aceea e important pentru noi să fim consecvenți, Doamne ajută, frații Amen. mei. Să-și aducă aminte Dumnezeu de tine, să-și aducă aminte de darurile tale, de ceea ce faci tu pentru Domnul. Îmi place tare mult când Corneliu, care era un păgân temător de Dumnezeu, cu o ținută morală înaltă, omul acesta ne spune Sfânta Scriptură, făcea milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și atenție, n-a diminuat starea asta de lucruri. Și cuvântul Domnului spune în felul următor, în cezarea, Faptele Apostol, capitolul 10, versetul 1, era un om cu numele Corneliu Sutaș din ceata numită în italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedere pe un înger al Dumnezeu care a intrat la el. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a spus, rugăciunile și milostenile. Știți ce m-aș fi așteptat eu aici? M-aș fi așteptat ca Îngerul Sfântului Hristos Cornelie. Rugăciunile tale au fost de antrenament. Dar asta ultima. Ultima a fost beton. Ultima a fost tare de tot. Dumnezeu a spus, du-te repede și răspunde. Că ultima rugăciune a fost grozavă. Milostenile ale au fost așa cum au fost. Dar ultima milostenie pe care tu ai făcut-o, e de campion, Domnule, extraordinar. Nu rugăciunile și Frații mei, de foarte multe ori noi vrem să facem o rugăciune și facem o milostenie și ne uităm după îngeri. Unde? Să vii, să-mi spui că am făcut, că am dres. Frații mei, rugăciunile și milostenile continuă până vine să se descopere Domnul, slăvit să fie Domnul. Așa Așează, stivuiește acolo, că sigur Dumnezeu va răspăti la vremea potrivită. Nu-ți fă tu probleme de astea, dar tu continuă să fii credincios în lucrul respectiv. Continuă să cânți, Continuă să faci de ordine, continuă să slujești bisericii, continuă să îmbărbătezi, continuă. Chiar dacă ceilalți din prejur mai râd de tine, chiar dacă cei ceilalți spun ia o pauză, chiar dacă unii râd de lucrarea ta, tu continuă, pentru că răsplata nu ți-o dau oamenii, nu ți-o dau comitetele, răsplata ți-o dă Dumnezeu. Și când îți dă Dumnezeu răsplata, nu poate fi confundată cu nimic. Nu poate fi. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, un om din Israel, Mardoheu spune, stătea undeva. Și la un moment dat, doi oameni discutau între ei și spuneau, nervat, m supărat. Noi îl omorâm pe împăratul Ahasverosh. Îl terminăm, gata. Acum când doi de Austria vin și spun că îl omoară pe Putin, aș tu la ei așa, dacă nu fac altceva, nu e ăștia să-i ducă undeva la psiatru. Dacă spun că l-o moare pe Putin, zic, bă, cum să l-o moare ăsta din auste? De ăștia erau famenii care intrau în odaia de culcare a împăratului? Aia e problema. Și în loc ca Mardoheu să spună, băi, noi suntem robi aici, a? noi suntem robi în țara asta, nu s-o discurcă ăștia, l-o moară, dacă l-o moară, o să avem alt împărat și așa mai departe. Istoria continuă. Nu, nu, s-o dus și o spus cu eu trebuit, ăștia au verificat informația, au aflat că e adevărat, că ăștia organizase să-l omoare pe împărat, și după ce au fost dovediți, au fost executați. Și e interesant, toată lumea uită. Ce ai fi făcut tu în locul Mardoheu? Când aș veroș a doua zi, o ieșit să prezinte mulțimii, să spună că el este împărat. Parcă stau așa, dacă era pocăit la noi, Mardoheu spunea, tu trăiești din cauza mea, uite, te dai mare. Dacă eu tăceam din gură, tu acum erai, avem și mormântare acum. Dar din cauza mea tu trăiești. Și efectiv nu mai chema la palat să-mi strigi mâna măcar mai. Măcar să fac o poză cu tine. Nimeni, efectiv. Nu, nu, Mardohiu o stat liniștit. O stat liniștit. Pentru că Dumnezeu are ziua când răspătește. Nu cu o strângere de mână, ci cu salvarea unei întregi națiuni. Răspunde spune Scriptura că timpul trece, Haman organizează să, să distrugă poporul evreu în totalitate, distrugând și speranța evreilor la Mesia, încercând să distrugă absolut tot viitorul lor. Și în momentul când Haman încearcă, istera se duce la împărat și la un moment dat, când totul era pregătit, Scriptura spune că împăratul nu are somn. Nu poate dormi. Absolut nu-și poate umpli timpul cu nimic. Spune cuiva să-i aducă o carte să citească. Interesant, cartea pe care o aduce este cartea Aduce-l la raminte a unor lucruri. Interesant când se deschide, se deschide la momentul când era să fie ucis de doi oameni care intrau în odaia lui în timp și el dormea acolo. Și un om l-a salvat. Și el, ca trezind dintr-un somn, spune, măi, s-a făcut ceva la omul ăsta, i s-a strâns mâna, l-a prezentat cineva. De cât știm noi nimeni, nimic. Păi chemați-l acum, că a venit vremea răsplătirii. Slăvit să fie Domnul! Nu numai el este izbăvit. Este izbăvită estera, este izbăvit tot Israelul și poporul ăsta își continuă istoria, pentru că Dumnezeu știe să răsplătească. Continuă să faci bine, continuă să ajuți, continuă să vorbești de bine, continuă, că într-o zi Dumnezeu va ști momentul cel mai potrivit să-ți răsplătească. Știu că aveți și anumite probleme cu care vă confruntați de foarte multe ori. Neajunsuri în casa voastră, neajunsuri, câteodată poate nu vă place cum merge biserica, cum merg slujitorii, toți vrem să mergem foarte bine. Eu n-am întâlnit cântăreți sau predicator să spună data asta să predic mai slab, că vin data viitoare și să predic mai bine. Nu. toată lumea vrea să predici cât mai bine posibil. Că nu iese, asta e altceva. Dar din punctul ăsta de vedere, vrem să facem cât mai bine slujbă. Ori câteodată observ lucrurile astea. Ce faci? Că de foarte multe ori mergem acasă cu anumite vorbe și în loc să avem o stare care să ne răspătească Dumnezeu, efectiv mergem cu anumite neajunsuri. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Dumnezeu se pregătește să pedepsească tot Ierusalimul, în frunte cu bătrânii țării, pentru păcatele lor pe care le-au făcut ei. Și dați-mi voie să vă citesc din Ezechiel, capitolul 9, cu versetul 4. Dumnezeu trimite niște soli înainte de a veni cei cu sabia care să reteze capete, să omoare, să distrugă. Și spune pe următor, Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor uricinilor care se săvârșesc acolo. Ce au făcut astea? Nu au făcut grevi. Nu i-au luat de gât pe aia care făceau urăciuni. Nu, nu. Suspină și cum există cineva care știe să contabilizeze asta? O spana... Știi, există cineva care vede că în mijlocul tuturor tu suspin și nu-ți pare bine? De lucrul ăsta, da, există cineva. Și uite că a venit de ziua răsplătirii. Și spune, mergi înainte tu și fă un semn pe fruntea lor. Și atenție, iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Dar ce-au făcut ăștia să fie protejați în timp ce ceilalți sunt uciși? Au suspinat și au... Nu toate lucrurile merg bine, frații mei. Și eu văd anumite lucruri care se întâmplă la alte nivele. Nu pot să schimb nimic. Dar asta nu înseamnă că mă complac. Suspin și gem înăuntru meu. Că vine o zi când Dumnezeu răsplătește. În timp ce alții cad ca să cerat și spun, dar de ce? Că noi am vrut doar pace cu toți ceilalți. Cei aici ce au suspinat, au gemut, ba chiar au postit și s-au rugat. Dumnezeu le va răsplăti, își va aduce aminte de ei. Lăudați să fie Domnul. Amin. Deocamdată s-a putea să vezi. Deocamdată s-a putea să auzi. Dar adun acolo. Vă urez pentru anul acesta, stimați mei frați și surori, să vă asculte Dumnezeu. Amin. Nu numai la năcaz, cred că ați priceput din seara asta că și când nu ești la năcaz, te poți ruga. Doamne ajută! Amin. Apoi să vă ocrotească numele Domnului. Invit pe tineri, pe adolescenți, intrați sub aripile celui prea Apoi, frații mei, ocrotiți de Domnul în prezența Lui. M-aș ruga tare mult ca Dumnezeu să-și aducă aminte de voi dar ca să-și aducă aminte, înmulțiți slujba pe care o faceți pentru Domnul, înmulțiți gesturile pe care le faceți, așezați acolo că va veni ziua răsplătirilor și că răsplătește Dumnezeu, nu mai ce scădea și nu mai ce aduna. Totul este perfect, demn de un Dumnezeu perfect. Să fiți binecuvântați de Domnul și mâna cea bună a Domnului să fie cu noi. Amin.